Hei, bine, sunt Natalia și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să facem, după cum v-ați dat seama și din titlu, turtă dulce, căsuță de turtă dulce. Și dacă ați intrat pe acest videoclip, nu uitați să dați un like și un subscribe. Bun, să nu mai alungim atâta și să începem. Deci, pentru prima oară, o să deschidem această căsuță. Are cam așa ceva, biscuiți. Ne trebuie două acoperișuri din acestea. Două, nu știu cum să le zic sincer, eu muscă pe aici ăștia, fac așa. Și aici mai avem o parte cu gemuleț și o parte cu ușă și gemuleț. Eu muscă aici. Ok, deci cam atâtea ne trebuie. O să avem nevoie de acest lipici comestibil cu care o să lipim formele și aceste ornamente pe care o să le deschidem. Primul l-am mai folosit, dar acesta cu inimioare nu l-am mai folosit, deci haideți să deschidem împreună. Ok, am dat un pic pe jos. Le-am pus ca să le pun pe toate. Și un castronel pentru inimioare, mie să nu cadă. Deci așa arată o inimioară. Avem pe movul acesta. Și avem și pe rozul acesta. Bun, și avem aici niște fulgi. Fulgii sunt simpli albi, pe care cred că o să-i punem pe acoperiș, iar inimioarele o să le folosim ca să decorăm. Stați că nu trăiesc. O să folosim inimioarele ca să decorăm căsuța, iar fulgii pentru acoperiș să facem de parcă plouă. Ok, am scos toți fulgii. Avem așa arată fulgii. Și să continuăm. Aici avem lipiciul comestibil pe care o să-l deschidem. Arată așa. Pe aici trebuie să iasă lipiciul. Deci, a căzut o chestie de pe el. Ok. Așa arată lipiciul. Nu o să-l deschidem acum. Nu o să folosim acum, adică. Bun. Și să începem. O să încep să fac aceste căsuțe. Deci la final trebuie să iasă o căsuță. Și sper să stea, pentru că nu prea stă. Am mai încercat să fac o căsuță și de aia gen. Și n-a stat. Ok, până la urmă am reușit să o fac, dar până atunci n-am reușit să o fac. Ok, și o să lipim această părticică așa. Ia uitați. Cu acest lipici care trebuie să stea așa. O să îndrept camera ca să vedeți. Bun. Deci așa ar trebui să stea. Să continuăm. Va trebui să o punem și pe următoarea. Care va trebui la fel să punem acest lipici. Trebuie să punem mult, pentru că dacă nu punem mult nu stă și dacă nu stă, n-avem cum să facem căsuța. Că prima oară am încercat să pun puțin când am făcut. Când am pus puțin, nu stătea. Și nu mi-a plăcut că nu stătea. Și nici acum nu prea pot să pun. Ok, deci prima am fixat-o. Iar a doua acum o fixez. Și te rog să stai. Da, deja a început să cadă. M-am enervat efectiv super tare când am văzut că nu stă prima oară.
Pentru că, practic, eu făcusem toată căsuța și s-a dărâmat. Wow! Credeți-mă că nici voi n-ați mai fi avut răbdare. Și acum, ultima părticică. Apoi trecem la acoperiș și la decorat. Deci, super! O să mă murdăresc pe mâini. E păcate că nu mi-am luat nimic acasă cu un lipiciu și trebuie să-l pun cu mâna. Cred că așa. Și a doua feliuță de lipiciuc. Cam așa. Și o să o pun aici. Așa, așa, așa. Așa arată și acum o lipim. Și... te rog să stai. Să nu pici. Cam așa arată. Trebuie să presăm un pic. Stai, că acum mi-am dat seama că ăsta nu stă drept. Ok, gata, l-am pus fixat să stă drept. Și acum trecem la acoperiș. Ar trebui să pun mai mult aici la acoperiș. Mai mult lipici gen. Pentru că la acoperișul a început să mi se destrame atunci. Aceste căsuțe sunt luate de la Ikea, dacă vreți puteți să mergeți și voi. E ediție de Crăciun și e superb. Mi-e plac foarte tare și chiar dacă nu merge să le faci, dacă nu-ți merge și te superi, le mănânci. Că turta dulce e foarte bună la supărare. Credeți-mă, m-am supărat de o grămadă de ori și am mâncat turta dulce. Și a fost perfect. Deci da, acum avem cealaltă parte de lipici și încercăm să o punem pe acoperiș. Cam așa arată deocamdată. Încerc să fac să stea. Ok. Aproape gata. Și acum încercăm să lipim. Și să sperăm că și stăm. Cam așa, cred că e bine. Bun. Așa arată. Și trebuie să lipim acum și a doua porțiune și cade. Cam așa arată. Și acum lipim a doua porțiune. Știu că am mai zis asta o dată, dar în fine. Așa. Mult lipici. Așa și așa. Nu, stați. Deci, apropo, dacă vă cumpărați, acestea sunt la set, dar dacă vă cumpărați lipiciul, să știți că trebuie să stea înainte să faceți. Lipiciul trebuie să stea cam vreo un sfert de oră în apă călduță pentru a se încălzi, pentru că dacă vreți să îl faceți fără să fie lipiciul cald, o să vă fie foarte greu, pentru că lipiciul trebuie să stea la căldurică ca să se încălzească, ca să fie mai moale, pentru că așa este foarte tare și nu puteți să faceți nimic, credeți-mă că am încercat. Și n-a mers. Și a trebuit să-l țin 15 minute la încălzit. Și atunci a mers perfect și am putut să-l modelez, să-l fac, să-l schimb, trestii, chestii. Ok, așa arată a doua părticică pe care o să o lipim chiar aici. Cam așa. Și așa arată nedecorată căsuța. Că acum nu mai care, cred că trebuia doar să mai pun mai mult lipici. Ok, așa arată. Și acum trebuie să, partea cea mai tare e să decorăm. Avem lipiciul și trebuie să luăm din fulgi, fulgușori, și să lipim fulgii. Cred că am să-mi pun
Am o idee. Îmi pun aici. Ok. Și iau pe fulg, gen. Opa, cam mult. Ok, și lipesc pe căsuță. Cam așa. Iarăși, musca misca Mickey Mouse. Ok, și lipim pe căsuță, gen. Așa. Ok. Eu acum lipesc fulgii pe căsuță. Și încerc să fac un decor cât mai cute. Pentru a nu... Nu știu, nu vreau să fie o rățică căsuță, pentru că nu cred că o să mănânc imediat ce o fac. Cred că o să o mai las, sau nici măcar nu știu dacă o să o mănânc, o să o țin pur și simplu, după aia nu știu dacă o să o mănânc sau o să o arunc. Dar cred că o să... Nu știu, nu mă întrebați. Deja am filmat cam jumătate de oră, deci o să trebuiască să editez clipul. Că nu pot să bag jumătate de oră clip pe YouTube. Deci, da. Cam așa arată și nu mai avem mult până terminăm o porțiune de acoperiș. Încerc să fac să stea, dar nu știu de ce nu stă. Ok, să trecem la inimioare, ca să decorăm și inimioarele. Și îmi mai trebuie niște lipici comestibil. Cam atât am să mai pun și decorăm prin părți. Opa, am luat cam mult. Cred că am să mai iau și pe cealaltă inimioară. Căsuța voastră o să iasă super cutie. Mie chiar îmi place modelul ăsta de căsuțică. Am să pun 3 și am să mai pun una din asta, sau cum vine, da, din asta. Am să pun aici, în față. Night camera action. I see you like a color you say. And I'm going, 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 going. Ok, și în cealaltă parte. Cred că am să pun clipul cam un sfert de oră. Ceva de genul. Ok, și aproape gata. Am să mai continui, dar nu pot să fac chiar fie, să vă pun fiecare pas aici, dar am să mai continui eu, căsuța. Cred că am să vă pun poză cum arată la final. Am fir de păr, nu vreau să lucrez cu fire de păr. Și da, prieteni, cam aceasta este căsuța. Eu sper că v-a plăcut acest videoclip și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu v-am pupat, pa!